Bine v-am regăsit, dragi tineri, la programul Începe să trăiești. În ocazia trecută am învățat cum să avem prieteni adevărați și mai ales cum să fim noi înșine prieteni adevărați. Vă mulțumesc că ați renunțat la multe lucruri și ați renunțat și la mândrie, că mândria nu e un lucru bun. Atunci când ai mândrie, nu te poți apropia de esență. Am citit o întâmplare, de fapt o fabulă de marele Esop, în care se spunea că doi cocoși au început să se bată. Și unul dintre ei, până la urmă, a câștigat. Știți dumneavoastră poezia aceea veche în abecedar, sar deodată, dau cu ciocul, se atacă și se pișcă și deodată nu mai mișcă, roșcatul cântă voios. Și așa a existat un roșcat care a început să cânte voios. Însă a urcat pe un gard ca să cânte biruința lui. Și în momentul în care cânta de zor, biruința lui s-a coborât din cer un vultur care l-a înșfăcat. Așadar, cu mândria nu mergem foarte departe. Vă mulțumesc mult că ați renunțat la toate prejudecățile și sunteți împreună cu noi. Putem fi împreună în această seară pentru că Biblia spune prietenul adevărat iubește oricând și în nenorocire ajunge ca un frate. Vrem să vă anunțăm că este ultima ocazie a programului Începe să trăiești când vom vorbi în mod special tinerilor. Și în celelalte ocazii ne vom adresa tinerilor, dar aceste prime patru ocazii au fost în mod special pentru voi. Iar dacă sunteți prin zonă sau dacă sunt părinți care ne urmăresc acum și dacă au acești părinți tineri prin preajmă, prin celelalte camere, vă rog din suflet să invitați în fața televizoarelor pentru că în ocazia aceasta vom avea lucruri foarte, foarte importante de împărtășit. Va fi vorba despre destinul nostru. Dacă suntem conduși de legile implacabile ale destinului, dacă există un sforar, dacă putem lupta împotriva destinului sau nu. Ați auzit cum se spune atunci când este vorba despre o mare tragedie? Atâta a fost soarta, așa a fost firul. Oare așa să fie? Vom vedea mai multe în prezentare în această seară. Te provoc. Te provoc. Gândește-te la Dumnezeu și descoperă cine ești. Alege să trăiești la superlativ. Te provoc să ai mereu o inimă veselă. Fii ceea ce poți fi. Viața ta nu este un joc. Dumnezeu este arhitectul destinului tău. Prietenia ta valorează foarte mult. Dacă vrei în viața ta o prințesă, poartă-te ca un prinț. Te provoc. Te provoc. Nu te vinde pe nimic. Libertatea este darul lui Dumnezeu. Prețuiește-o. Te provoc ca dincolo de moarte, veșnicia să fie destinația ta finală. Libertatea înseamnă responsabilitate. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Visează mai mult decât întâmplări. Alege cu Dumnezeu destinul tău. Libertatea costă, deci păzește-o. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Acceptă provocarea. Depășește așteptările. Lipsește-ne cu zâmbetul tău. Dumnezeu știe viitorul. Întreabă-L pe El și apoi începe să desenezi finalul. Te provoc. Începe să trăiești. Începe să trăiești. Începe să trăiești.
primă invitată de data aceasta la emisiunea noastră este doamna Ortanța Stănescu, care în decursul vieții sale a fost, printre altele, și vrăjitoare. Bună seara, bine ați venit! Bună seara și bine m-am găsit! Mai sunteți vrăjitoare sau doar ați fost? Am fost. Doar ați fost? Am fost. Și cu ce vă ocupați când erați vrăjitoare? Ce făceați? Găceam ghiocul ăsta. Ghiocul? Da. Ăsta ce e? E un ghioc care găceam în el și mințeam. Aici e și o cruce? Da. Și mințeați? Da. Mințeam, mergeam prin sat cu el și găceam la femei, ziceam că le fac bine. Și cum se procedea cu ăsta? Ce se întâmpla cu ăsta? Mă uitam și ceva în el acolo, dar mă uitam așa. Că așa și? Ziceam că mă uit ceva acolo și ne spuneam pentru un caz, pentru o supărare și le fac, le fac bine, dar le nu le faceam. Dezlegați, le legați? Da, sau da, făcea da, și rugăciuni da, cu ele pe vremea aceea sau nu prea? Așa, descântam ceva. Să se ducă rău, să se ducă, să se îndepărtează. Cu cuvinte înțelese da, sau da, neînțelese? Cu cuvinte înțelese, așa, dar era minciun, nu era adevărat. Nu ce era ziceam, adevărat. Nu era adevărat. Dar de ce făceați lucrurile acestea dacă nu erau adevărate? Ca să poți să cărși în bani. Chiar. N-aveați o legătură cu un medium, nu, cu spirite, nu, cu nu știu ce? Cred că cine mă băga acolo? Ce rău? Mă băga la așa ceva ca să fac răutatea și pe femeia aia, împingea și pe bine, ca să pot să fac rău. Totuși, dumneavoastră ați fost într-o postură din asta în care mai mult profitați de neștiința lor, practic. Da. Dar vreau să vă întreb ceva. Totuși, acest domeniu e periculos sau nu e periculos? Din cât ați auzit, sunt și lucruri rele cu adevărat? Sunt și puterea ale răului care acționează în direcția asta? Cel mai rău este gâșitoria și vrăjitoria, chiar o zicem Libiei. Și am auzit despre asta. Și de când am auzit cuvântul ăsta și le-am spus și la surorile mele. Mai sunt surorile noastre care mai fac? Nici mama nu mai face, nici surorile mele. Multă lume nu mai face de când a auzit în Libiei că nu este adevărat. Și nu este bine să te ocupi de așa ceva. Că nu este bine să te ocupi de așa ceva ca să spui minciuni. Deci dumneavoastră ați renunțat la astfel de practici. Am renunțat fiindcă l-am cunoscut pe Domnul. Dar e greu să renunți după ce ai fost implicat în astfel dacă de lucruri? Dacă îl cunoști pe Domnul, nu e nimic greu ca să-l lași pe toate și să-l urmești pe Dumnezeu. Nu este greu. Mulțumesc foarte mult, dragi și eu vă tineri. Mulțumesc pentru invitație. Vă mulțumesc. Vă invit să urmărim un material video în care semenii noștri vorbesc despre întrebările pe care le-ar putea pune lui Dumnezeu sau despre ce se întâmplă după moarte. Dacă ar trebui să-L întrebați ceva pe Dumnezeu, dacă ați avea această posibilitate, ce anume l-ați întreba? De ce a creat lumea? Dacă le-ai pe toate, de ce ne-am făcut și pe noi? Cu toate că greșim, de ce continuă să ne ajute? Nu știu la asta, chiar nu știu ce să-ți răspund, Margarit. Ce soartă am? Complicat. Nu știu ce l-aș întreba. Nu știu. Ar trebui să fie ceva prea complex. Ar trebui să mă gândesc la asta. Nu știu încă. De ce nu se implică mai mult? L-aș întreba ce planuri are cu mine după ce mor. Sunt multe întrebări. Nu știu dacă ar fi. Poate l-aș întreba de ce nu ajută toate persoanele nevoiașe care chiar au nevoie de el. După știința ta, ce se întâmplă cu noi după ce murim? Mergem în rai sau în iad? În pământ? Ne mănâncă, ne descompunem? Aola. Cred în reîncarnare. Se întâmplă asta. Dar nu am de văzut, nu știu. Adică nu există ceva să zică exact și în acest motiv nici nu poți să ieși da sau nu. E doar o bănuială. Ajungem în rai sau în iad, depinde de ce am făcut în viață. Eu cred că este o stare după moarte, o stare interioară, declanșată de subconștient, cred eu. Depinde cum ne înțelegem cu persoanele apropiate în timpul vieții, depinde ce fapte săvârșim și cum ne simțim. E o stare interioară. Se duce ori în iad, ori în rai. Sufletul, bineînțeles. Cred că nimeni nu are un răspuns la asta, dar să-ți dau un răspuns așa teoretic, cred că ajungem undeva unde ne este locul, cred eu. Ce
Cel de-al doilea invitat este domnul lector universitar doctorant Florin Lăiu de la Institutul Teologic Adventist de la Cernica. Bine ați venit, domnule profesor! Vă mulțumesc pentru invitație! Știu că aveți o deosebită plăcere de a aprofunda Apocalipsa și Daniel, e adevărat? Da, e adevărat, e o pasiune mai veche și acum m-am și specializat oarecum în privința aceasta. Ce deosebire este între profeție și predestinație? Predestinația, dacă o înțelegem așa cum popular este cunoscută, este un destin fixat care nu poate fi schimbat, ceea ce de fapt nu există. Există și un gen de predestinație în sensul biblic, o predestinație condiționată, iar profeția este o descoperire din partea lui Dumnezeu despre viitor. Poate să fie o profeție despre viitorul lumii sau a unei țări, a unui popor sau despre viitorul unui om. Profeția nu este o predestinație. În multe cazuri, profeția este condiționată, iar în cazurile în care este doar o descoperire, o mărturie a preștiinței lui Dumnezeu, atunci ea de obicei este prezentată într-un limbaj acoperit, codificat, în așa fel încât să nu fie înțeleasă curând. Spuneați că această predestinație, în sensul în care noi oamenii o folosim, nu există. Nu există cineva care să ne tragă cu niște sfor și să ne fie scris că la ora cutare să murim sau să ni se întâmple ceva rău. E adevărat? Da, este adevărat. Nu ne-a fost fixat un destin. Însă, în același timp, este adevărat că existența noastră este limitată de anumiți factori, de toate felurile, social, genetici, de foarte mulți factori. Și de alegeri. Alegerile noastre, în așa fel încât împotmoliți în tot felul de alegeri proaste și de condiții adesea dificile, este previzibil de multe ori ce direcție vom alege. Însă Dumnezeu este imprevizibil totuși din punctul acesta de vedere și ne putem aștepta ca chiar în cazuri disperate El să reușească să facă ceva bun dintr-un caz absolut în aparență fără speranță. Fără speranță, da. Într-o ocazie urmăream pe YouTube mai mulți tineri care au încetat din viață, din pozele lor îi urmăream. Prietenii le-au făcut și muzică și un fel de memory, o amintire a ceea ce a fost și majoritatea tinerilor spun, domnule, asta a fost, atâta le-a fost firul, așa s-a întâmplat, destinul, nu poți lupta împotriva destinului. Ce părere aveți? Este o părere populară care are rădăcini filozofice și mitologice, mistice din antichitate. Este o idee comodă într-un fel, pentru că dacă dăm vina pe destin, ne mai ușurăm responsabilitatea noastră. În același timp, trebuie să recunoaștem totuși că există și o anumită fatalitate a răului. Prezența răului în lumea noastră înseamnă mai mult decât vinovăția mea sau a ta sau a noastră a tuturor la un loc. Și noi, ca omenire în general, suntem împotmoliți într-o asemenea fatalitate care tinde să ne distrugă. Ca să ieșim din situația aceasta, este nevoie de ceva mai mult decât simpla voință omenească, mai mult decât rațiune, mai mult decât tot ce am putea imagina noi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să mergem cu 200 la oră pe autostradă și să ne filmăm în timp ce conducem, pentru că destinul ne va lovi de parapet, nu-i așa? Adică trebuie să avem multă grijă în legătură cu deciziile noastre. Cu siguranță. Aș putea să vă amintesc acum un caz din Sfânta Scriptură. Dumnezeu, printr-un profet, a descoperit unui rege iudeu că el va muri de moarte bună pentru că a fost un om credincios înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu îl va răsplăti în felul acesta, va muri de moarte bună. Ei bine,
omul s-a băgat într-un război fără să întrebe pe Dumnezeu. Și a fost avertizat de cealaltă parte a baricadei, i s-a spus, nu te băga aici, nu e treaba ta. Dar el s-a băgat pentru că avea în spate promisiunea aceea că el va muri de moarte bună. Și nu voia și el să moară fără să aibă o victorie regală la activ. Și nu s-a întâmplat să moară de moarte bună. N-a murit de moarte bună, a murit în război. Deși profeția fusese că el va muri de moarte bună. De aici trebuie să înțelegem că profețiile Scripturii, atât cele optimiste, cât și cele pesimiste, amenințările, sunt condiționate. Cine controlează deci viitorul? Într-un anumit sens absolut, Dumnezeu este în control asupra tuturor lucrurilor. Și afirmația aceasta trebuie luată în serios pentru că este biblică. În același timp însă, dacă ne referim la viitorul fiecăruia dintre noi, este foarte adevărat că dacă noi ne opunem și alegem o altă cale decât aceea pe care Dumnezeu ne-a arătat-o, suntem răspunzători de propriul nostru destin. De propriul nostru destin. Oricum suntem răspunzători și atunci când acceptăm calea Lui. Observ în ultima vreme, domnule profesor, o serie de factori care duc la un fel de groază în fața viitorului. Sunt tot felul de scenarii care se prezintă, scenarii apocaliptice. Sunt posturi de televiziune foarte prestigioase care vorbesc despre bombe ecologice, bombe nucleare și așa mai departe. Care este în final destinul acestei planete? Vom pieri într-un al treilea război mondial? Ce se va întâmpla? Da, într-adevăr, există multe scenarii populare și de origine seculară, religioasă sau de origine științifică. Există chiar viitorologi care calculează, ca să spunem așa, care ar putea fi viitorul, luând în calcul diferiți factori. Într-adevăr, în mod rezonabil, lumea noastră n-ar trebui să o mai ducă mult, după câte semne dă de îmbătrânire și de oboseală, apropiere a sfârșitului. Însă, Scriptura ne prezintă viitorul dintr-un alt punct de vedere, din punctul de vedere al planului lui Dumnezeu, care înseamnă un viitor care privește nemurirea și fericirea veșnică pentru cei care îl aleg pe Dumnezeu, care aleg credința și ascultarea în El. Din tot sufletul, este singurul sens al existenței. Vă mulțumesc foarte mult pentru această perspectivă fericită pe care ne-ați descris-o la sfârșit. Această nemurire ne va fi oferită în dar și vom afla detalii în prezentările care vor urma. Dar acum să ascultăm o piesă interpretată de Aldana Cazacu. Piesa se intitulează În inimă, la pian, Simida Gherghe. Așa cum sunt, rămâi în veci.
Două păsări călătoare, din acelea care cântă prin balcon sau prin altare, se așezară la taifas într-o zi de dimineață. Ce spui, soro? Zise una. Am citit într-o gazetă că el vine în curând. Scrie poetul Daniel Chirileanu într-o poezie. Care este destinul nostru? Vine sfârșitul lumii? Vine Iisus? Va pieri lumea aceasta datorită unui al treilea război mondial sau datorită unei bombe bacteriologice? Va pieri din cauza terorismului care se va infiltra până și în cele mai sigure locuri ale lumii noastre? Ce se întâmplă cu noi după ce murim? Doar îngrășăm pământul? Este viața noastră doar o liniuță pe crucea unui mormânt? Anul nașterii, anul morții și între acești doi ani, o simplă liniuță? Iată câteva din dilemele pe care cu siguranță toți le avem și la care vom încerca să găsim răspuns în cele ce urmează. Spune-mi, ce crezi este mai important, drumul sau destinația? Ai un plan pentru viața ta sau treci la întâmplare? Dumnezeu, ce rol joacă în viața ta? Dar Biblia? Drumurile ne modelează pe noi. Ceea ce ne definește este destinația. Ai aflat că noi ne alegem destinul? Thank you.
Cine controlează viitorul? Noi sau altcineva? Ne dorim să controlăm viitorul și din acest motiv facem planuri. Avem calendare, folosim sondaje, grafice, previziuni, hărți. Ne interesăm de viitor din cel puțin trei motive. Primul motiv ar fi nevoia de informații. Al doilea, teama de eșec. Și al treilea, neîncrederea. Noi, într-o foarte mare măsură, nu avem încredere în noi înșine. Omul nu se cunoaște pe sine. Profetul Ieremia surprinde foarte bine acest adevăr și din partea lui Dumnezeu spune: inima omului este nespus de înșelătoare și de desnădăjduit de rea. Și încheie cu întrebarea: cine poate să o cunoască? În al doilea rând, nu putem avea încredere în ceilalți, nu doar în noi înșine. Pentru că noi știm foarte bine, omul este schimbător, omul trădează și chiar dacă nu trădează, omul este vremelnic, moare și ne părăsește. Tot profetul Ieremia spune din partea lui Dumnezeu: blestemat este omul care se încrede în om. Din păcate, omul manifestă și al treilea fel de neîncredere, neîncrederea în Dumnezeu. Deși, dăm voie să spun că inima lui Dumnezeu este foarte statornică. Îți citez doar un verset din cartea profetului Maleahi, din capitolul 3, versetul 6. Căci eu, declară Dumnezeu, sunt Domnul și nu mă schimb. Știi de ce nu ne încredem în Dumnezeu? Te consider destul de înțelept să-ți fi clarificat problema apartenenței noastre la familia lui Dumnezeu. Cred că ai înțeles că suntem prea speciali ca să venim din maimuță și ai acceptat faptul că Dumnezeu este Tatăl nostru. Ceea ce vreau să-ți spun este că noi nu avem încredere în Dumnezeu pentru că nu-L cunoaștem. Dacă vreau să te provoc la ceva, atunci această provocare este la a-L cunoaște pe Dumnezeu. Când privesc problema destinului, îmi este foarte clar că voi fi obligat să iau decizii. Alegerile mele se referă la toate domeniile. În primul rând, trebuie să decid priorități. Ce caut mai întâi? Dacă încep cu lucruri mărunte, neînsemnate, e posibil să fiu prea epuizat pentru lucrurile importante, mari. Biblia îmi propune o ordine a priorităților. În Evanghelia după Matei, la capitolul 6, versetul 33, Mântuitorul spune așa: căutați mai întâi împărăția cerurilor și apoi celelalte lucruri vi se vor da pe deasupra. Spune-ne un epitaf pe care l-ai scris de-a lungul timpului și ți-a rămas așa în memorie, care ți-a părut interesant. Am scris multe epitafe sau epitafuri, nu știu exact. Epitafuri, așa. Unele din poezii de prin Eminescu, de prin Coșbuc, Nu de moarte mă cutremur, ci de veșnicia ei, Pământ avar. Pe asta l-am filmat, l-am găsit în... Am scris mai de... Dar cel mai interesant care mi s-a părut vara asta, vine cineva cu un epitaf să scriu și suna în felul următor: nu-i cerul greu de cucerit, e greu de părăsit pământul. Și m-am gândit că multă dreptate avea autorul acestui epitaf. Mai repet o dată, ca să
auzim, nu-i cerul greu de cucerit, e greu de părăsit pământul. Mi s-a părut un lucru profund, un lucru interesant și am dat seama că nu știu cine l-a gândit epitaful acela, dar era foarte interesant și foarte bine gândit. Profund, o gândire profund. Marea neputință a existenței noastre se rezumă în acest citat. Avocatul care se odihnește aici și-a scris acest epitaf. Pământ avar, cât de puțin din tine e în noi și ce curând ne ceri puținul înapoi. Pentru foarte mulți dintre noi, cel mai temeinic plan de final se rezumă la o rezervare, la o simplă chitanță prin care ne-am cumpărat un loc pe care îl numim de obicei loc de veci și toate planurile noastre duc până la acest moment. Oare chiar așa stau lucrurile? Chiar aici se finalizează totul? Uite, mormintele astea două, cel de aici și cel din fața mea, sunt ale fostului primar și aici este comandantul unității militare, un pilot de elicopter. Ai putea crede că sfârșitul existenței unui om este aici. Ai pregătit un mormânt frumos, l-ai tencuit, ți-ai scris un epitaf, eventual fotografia imprimată pe marmură și totul înseamnă finalizat în acest loc. Ei bine, aș vrea să spun că lucrurile stau altfel. Vreau să-ți citesc din Cartea Cărților, din Cartea lui Dumnezeu, câteva versete. Am să citesc din Cartea Profetului Ieremia, de la capitolul 29, un verset. Versetul 11. Căci eu știu gândurile pe care le am cu privire la voi, zice Domnul. Gânduri de pace și nu de nenorocire, ca să vă dau un viitor și o nădejde. Planul lui Dumnezeu duce mult mai departe decât ne limităm noi existența. Atunci când privești un mormânt, când privești atâtea cruci, practic îți spui că nici măcar nu se merită efortul de a trăi frumos pentru numai atâția ani. Întrebarea mea este, oare Dumnezeu chiar ne-a creat ca să fim niște efemeride care se nasc și mor într-o singură oră? Dumnezeu vrea să-mi dea un viitor. Și nu doar atât. Vreau să-ți mai citesc un verset din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 14, care, cel puțin pentru mine, este un motiv de foarte mare speranță. Ioan, Evanghelia după Ioan, capitolul 14, îl citesc așa.
Fii atent cum spune Mântuitorul chiar înainte de a pleca înapoi la Tatăl, la cer, după ce a înviat. Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine, zice Mântuitorul Iisus Hristos. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc și după ce vă voi pregăti un loc, mă întorc, pentru că acolo unde voi fi eu, să fiți și voi. Nu-i așa că sună cu totul diferit acest viitor? Cum aș putea să mă încred într-o vrăjitoare care îmi ghicește în palmă după amprentă sau după niște linii? Și ea nici măcar istoria nu știe. Aș putea să-mi conduc viața după întâmplare și să-mi fac planurile numai până aici, până la o placă de marmură, oricât de frumoasă ar fi, din marmură albă sau neagră? Nu. Planul lui Dumnezeu pentru viața mea se află în această carte, pe care o recomand din toată inima și duce mult mai departe decât ne imaginăm noi. Dacă pentru unii oameni drumul este mai lung, de 80, 90, aproape 100 de ani, pentru acești copii drumul a fost de câteva zile. În această zonă sunt înmormântați copiii. Unii dintre ei au murit chiar la naștere, alții au murit după câteva zile, după câțiva ani. Cam asta este viața pe pământ. E foarte important să stabilești de la început unde vrei să ajungi. Orice călătorie, ca și viața, începe cu stabilirea acestui lucru. În călătoria vieții avem mai multe opțiuni. Putem pleca în diverse direcții. Pot alege un final apropiat și, din păcate, foarte mulți tineri aleg un final mult mai apropiat decât s-ar cuveni, prin sinucidere. Alții se mulțumesc să trăiască puține ani, întreaga viață, pregătindu-și deja finalul, cumpărând, amenajând un loc de veci. Ți-aș spune că Dumnezeu, care este stăpân și peste viitor și peste trecut, a luat pentru noi deja măsuri ca să știm în ce direcție ne putem îndrepta și ne putem face planuri. Iată, și tu, și eu avem acces la voia lui Dumnezeu, la înțelepciunea lui Dumnezeu, la planurile lui. Această carte, numită și Sfânta Scriptură sau Biblia, este planul lui Dumnezeu pentru noi. Biblia are pe paginile ei toate informațiile de care eu am nevoie pentru a îmi face un plan cu privire la viitorul meu. Din această carte poți afla unde te afli, poți afla evaluarea ta personală, poți afla cu privire la oameni în general și cu privire la tine în mod special. În mod sigur poți găsi informații cu privire la destinul tău. Destinul pregătit de Dumnezeu nu este mormântul. Din această carte
Îți recomand să o citești, vei descoperi că destinul nostru este nemurirea. Dumnezeu nu s-a limitat în a ne spune de unde plecăm și unde ajungem. Avem aici informații despre fiecare punct de pe traseu. Aflăm cât ne costă, aflăm cum să luăm decizii, Biblia ne învață cum să fim liberi, cum să iubim, cum să facem afaceri. Putem folosi viața de acum în două feluri. Să ne pregătim pentru viața adevărată, să reînvățăm a fi copii ai lui Dumnezeu, sau să ne norocim șansa pentru o viață veșnică. Tu ce te gândești să alegi? Sunt unele alegeri pe care le facem și care nu au o importanță covârșitoare asupra vieții noastre. Că mă îmbrac cu un costum negru sau green keys sau bleu maren, nu este de cea mai mare importanță nici pentru mine, nici pentru cei din jurul meu. Atunci însă când trebuie să depășești mașina din fața ta și din față îți vine un tir, ai de ales. Accelerezi și depășești sau te retragi și aștepți să treacă tirul. Astfel de alegeri pot influența destinul. De asemenea, când te hazardezi și te filmezi conducând cu 180-200 la oră pe autostradă și pui pe YouTube ca să arăți prietenilor tăi cât de grozav și cât de important ești, s-ar putea ca să fie ultima alegere pentru tine. Sunt multe alegeri importante în viață. Prieteniile, căsătoria, cariera. Însă, cea mai importantă dintre ele este a încerca să răspunzi la întrebarea: ce loc ocupă Dumnezeu în viața ta? Ce faci cu Isus? De răspunsul la această întrebare depinde nu numai destinul tău pământesc, ci și destinul tău veșnic. Pascal spunea: dacă Dumnezeu nu există și ai crezut în El, nu pierzi nimic. Dar dacă El există și tu nu crezi, ai pierdut totul. Eu aleg să cred. Nu ca o dovadă a slăbiciunii de inimă sau a dezinformării, ci aleg să cred pentru că îl cunosc pe El și știu că îmi poate da un viitor și o speranță. Poate că ești unul dintre aceia care spui: eu m-am săturat, nu cred în nimic. Hai să analizăm puțin această informație. Când te duci la farmacie și ceri: dați-mi vă rog un algocalmin, ce faci? Iei pastilele pe care ți le dă farmacistul, te duci cu ele la un laborator, la care trebuie să ai rude neapărat, că rudele poate nu te înșală, și le pui să analizeze produsul acela și spui: uite, vreau să știu exact dacă ceea ce mi-a dat farmacistul este într-adevăr ceea ce am cerut eu. Faci lucrul acesta? Nu. E bine, atunci să nu mai spui că nu crezi nimic. Spune așa: nu cred în nimic în afară de farmaciști. Sau când te duci cu trenul, ce faci? Iei stetoscopul la tine, te duci la mecanică de locomotivă, îi iei tensiunea și zici: uite, vreau să văd dacă reziști până la destinație. Faci treaba asta? Nu. Atunci să nu mai spui că nu crezi nimic. Spui așa: nu cred nimic în afară de farmaciști și căile ferate române. Și lista poate continua, îți dai seama. Eu aleg să cred și să cercetez din cartea care este revelația lui Dumnezeu, pentru că El este cea mai demnă sursă de încredere. Este accesibilă și vie în viața mea. Convinge-te singur
că este o putere și în viața ta. Și vei vedea că Spiritul Sfânt, pe care urmează să-L evocăm printr-o piesă extraordinară, va intra și în inima ta. Piesa care urmează este interpretată de Claudiu Agapie, Ciprian Agapie și Anda Țabrea și se intitulează Vino, Spirit Sfânt. Sfânt coboară din slavă, să reverși al tău sfânt har peste noi azi ca un dar. Duh prea sfânt coboară din slavă, prin puterea ta tu ne poți schimba. Te rugăm să primești astăzi inima. Vino Spirit preasfânt. Să primești
Vă mulțumim din toată inima pentru faptul că ați rămas alături de noi până în acest moment. Subiectul de mâine seară este unul cu totul și cu totul special. Vom începe seria de prezentări medicale împreună cu domnul dr. Constantin Dinu, medic primar medicină generală, doctor în medicină pe specializarea nutriție. Îl avem împreună cu noi în această seară. Bine ați venit, domnule doctor! Bine v-am găsit! Sunteți emoționat? Da! Ce ne veți prezenta mâine seară? Mâine seară vreau să vorbesc despre miracolul organismului omenesc, despre cât de minunat suntem alcătuiți, despre câteva structuri, câteva organe, câteva sisteme din corpul nostru care dovedesc o complexitate ieșită din comun. Pur și simplu este greu să concepi cu mintea ta cum este organizat creierul tău. Programul Începe să trăiești mai conține încă două prezentări medicale, pe lângă cea de mâine seară. Care sunt celelalte două? În a doua seară vreau să arăt ce putem face ca să nu stricăm această mașinărie atât de complexă. Și anume, cum ne putem feri de dependențele noastre înrobitoare, de acele substanțe și obiceiuri care pot duce la adicții grave, care au în final efectul unei deteriorări profunde a sănătății noastre. Iar în ultima seară aș vrea să vorbesc despre latura pozitivă, și anume cum putem să trăim în așa fel încât să prevenim bolile cronice ale civilizației, aceste boli ale belșugului, ale abundenței, care astăzi, de fapt, decimează populația lumii. Să vorbesc despre bolile coronariene ischemice, despre cancer, despre obezitate, despre diabetul zaharat. Care este cel stil de viață preventiv care ne poate feri de asemenea boli? Știți, noi românii suntem, în general, bine informați în legătură cu ceea ce ar trebui și n-ar trebui să facem. Problema noastră este că ne lipsește motivația pentru a face ceea ce trebuie. Spuneți-ne un cuvânt ca să dorim să vă vedem în următoarele trei seri. Aș spune, veniți în prima seară și veți dori să vedeți și celelalte două seri. Dar pentru a veni în prima seară, vreau să vă provoc. Vor fi niște lucruri despre alcătuirea corpului nostru, care pur și simplu ne vor face să ne privim constituția noastră, structura noastră, organizarea noastră, anatomia și fiziologia noastră ca pe ceva cu totul special. Ne vom da seama că suntem creați de un Dumnezeu care a reușit să realizeze prin noi o coroană a creațiunii, să prezinte cel mai complex lucru viu pe care El l-a creat pe pământul acesta. Deci, aș vrea să vă motivez prin această frumusețe a organismului uman. Vă mulțumim, o să fim pe recepția Speranței TV. Doamnelor și domnilor, aceasta a fost prezentarea a patra din ciclul de tineret Începe să trăiești. Urmează prezentarea medicală de mâine seară. Vă așteptăm alături de noi, nu înainte de a asculta grupul coral mixt Andante din Craiova cu piesa Fii credincios până la moarte. La revedere!
Niciun spune.